Salutare și bine ai venit! Frânele pe tambur sunt cele mai vechi frâne folosite, sistemul cel mai vechi. Acestea au fost pentru prima dată folosite pe mașini acum peste 50 de ani. Eficiența frânelor pe tambur este excelentă doar în cazul în care frânele sunt reci. În momentul în care frânele sunt reci, ai o frânare mai bună decât frânele pe disc, dar asta se întâmplă doar la viteze foarte mici. În momentul în care frânele apucă să se încălzească, eficiența frânelor pe tamburi scade dramatic și există pericolul blocării frânelor. Cele mai multe mașini ce au venit cu frânele blocate au fost cele care au avut frâne pe tamburi. Pentru a da un exemplu elocvent, coboară un drum de munte, precum Transalpina, Predeal, Transfăgărășan sau orice alt drum montan de o distanță de 20-30 km, acestea vor fi încinse la maxim, iar mașina va mirosi a frâne atât de tare încât vei fi nevoit să oprești mașina să lași să răcească puțin frânele. Până în prezent am avut mai multe discuții contradictorii cu mai mulți studenți ce proveneau de la facultatea de autovehicule rutiere că profesorii lor le predau în acest moment, în 2021, că frânele pe tamburi sunt mai bune decât cele pe disc. Ce pot să zic, ca să nu jignesc pe nimeni, este că ei învață doar teorie, dar practică sunt zero barat. Frânele pe disc au apărut ca o necesitate, nu ca un moft sau lux din partea producătorilor auto, deoarece au observat că eficiența frânărilor la solicitări intense scade dramatic atunci când frânele se încălzesc. Este extrem de logic că producătorul, când scoate un sistem de frânare mai bun, nu îl face doar pentru marketing să-și vândă frânele, ca să vezi dacă am dreptate sau nu, compară aceeași model, aceeași marcă, un model ce are frâne pe disc și una ce are frâne pe tamburi. Fă-i mai multe frânări cu mașina la viteze mari, apoi apucă și măsoară distanțele. Să vezi care mașină frânează mai repede. Frânele pe disc sunt simple sau de tipul perforate, ventilate. Frâne pe disc clasice are aproape orice mașină din ziua de azi. Precum am zis, diferența față de cele cu tambur este că rezistă mai bine la temperaturi ridicate, dar solicitate extrem de intens pe perioade lungi de timp și la acestea se observă o scăderea rezultatelor frânării, motiv pentru care producătorii au lansat frânele ceramice, deoarece acestea disipă mult mai eficient căldura, dar deosebirea între o frână ceramică și una pe disc clasică este că frânele ceramice au nevoie de temperaturi mai ridicate pentru a funcționa normal. Poate să pară surprinzător, dar eficiența frânării este mai ridicată în cazul frânelor ce nu sunt ceramice, dar asta doar în cazul temperaturilor medii. Frânele ceramice sunt mai slabe la eficiența frânării la temperaturi mici și medii față de cele pe disc normale, dar la temperaturi ridicate sunt mult mai eficiente. Am cunoscut mai mulți proprietari de mașini ce aveau modele sport și au comandat opțiunea frâne ceramice ce costa și 7-8000 de euro, acea opțiune la unele modele. Mulți proprietari după ce au comandat frânele ceramice au rămas dezamăgiți că se așteptau la frâne mai bune, dar ei nu știau faptul că ele funcționează foarte bine doar atunci când se încălzesc destul de tare. Dacă mergi cu frânele ceramice reci, ele vor scârțâi groaznic, ca și cum ai avea plăcuțele de frână uzate. În condiții de trafic normale, poți să nu ai niciodată nevoie de frâne ceramice, pentru că poate niciodată nu vei aduce acele frâne la temperatura să funcționeze foarte bine. Frânele ceramice sunt destinate în special vehiculelor de performanță, modelelor sportive ce merg deseori pe circuit sau la viteze foarte ridicate, a mai rămas problema discuri normale pline sau discuri perforate ventilate, care oferă eficiența cea mai bună. La mai multe mașini am observat că mașinile ce au dotarea discuri ventilate perforate uzează plăcuțele de frână mult mai rapid, dar și frânarea lor este mai eficientă. Asta înseamnă că ai frâne mai bune, dar și uzura frânelor este mai accentuată, în special la plăcuțele de frână. Acestea se vor epuiza mai rapid. Dacă în cazul discurilor normale pline, frânele pot să reziste și 60-70.000 de km, la discurile ce sunt perforate și ventilate, frânele rare ori vor depăși pragul de 30-40.000 de km fără să schimbi cel puțin o dată măcar câteva plăcuțe de frână. Eficiența frânării și cât de repede uzezi frânele contează foarte tare de stilul de condus și condițiile de trafic în care mergi. Cea mai mare uzură la frâne sunt în cazul mașinilor de oraș, în special la mașinile ce fac taximetrie, pentru că aceștia stau mai mult cu piciorul pe frână decât cu piciorul pe accelerație. Cei care conduc foarte agresiv, foarte violent, poate să schimbe frânele chiar și la 10.000 de km, plăcuțele de frână. Am cunoscut oameni ce la 2-3 seturi de plăcuțe schimbau discurile pentru că erau ovalizate.
calitate. Aceștia frânau ca demenții, să înfigeau un pedal de frână parcă atunci văzuseră prima dată frâna. În 2021 să vezi mașini echipate cu tamburi este șocant. Am văzut mașini noi ce costau 20-21 de mii de euro ce erau echipate cu tamburi. Acest lucru este ridicol în ziua de azi. Ca exemplu, frânele pe tamburi poate să fie potrivite pentru șoferii de duminică, pensionarii ce merg doar pe discuri. 4-5 mii de kilometri pe an. Aceștia, în majoritatea situațiilor, nu o să aibă nevoie de alt sistem de frânare, pentru că merg foarte puțin kilometri, la viteze reduse și nu au nevoie de altceva. La rulaje de peste 5-6 mii de kilometri pe an, este recomandabil discuri pline, discuri normale. Nu prea ai nevoie de discuri ventilate perforate. La rulaje ce depășesc 10 sau 15 mii de kilometri pe an, poate să devină recomandabilă situația cumpărării unor frâne ventilate perforate. De tipul Brembo, vei avea o siguranță în trafic mult mai ridicată și poți evita multe accidente având niște frâne extrem de bune. Frânele ceramice sunt recomandabile doar acelora care se duc pe circuite să dea cu mașina să le încălzească foarte tare sau cei care merg distanțe foarte mari pe autostrăzi în afara țării. În România nu prea avem autostrăzi, așa că nu prea ai unde să te duci în câteva sute de kilometri să uzezi atât de tare frânele încât să ai nevoie de frâne ceramice. Poți să descurce excelent și celelalte tipuri de frâne. Pe autostrăzile românești trebuie să eviți gropile și denivelările, așa că nu prea ai unde să-i dai blană cât poți, cât duce mașina. Spune părerea ta în comentarii despre acest subiect, ce frâne ți-ai alege și ce părere ai despre sistemul de frânare. Până la alte clipuri, eu îți doresc atenție mare la condus și sănătate de fier. Pe curând!